Astăzi facem un live cu un avion premium. Este un Spitfire FRMK. Hai să vedem ce poate. Și să mai facem ceva puncte, zic. Jucăm în realistic. Salut! Salut, salut! Hai să vedem ce poate avionul ăsta premium. E, ce să-i faci? Și oricum, din câte am înțeles, netul e destul de bun la noi în țară. Ia să vedem noi ce poate avionul ăsta. Tare sunt curios. Am făcut o misiune cu el și văd că duce bine de tot. Și canagiurile, după cum vezi, joc numai realistic. George Răducan e primul aici. Nu, de ce? Uite, mă, sunt viu și mai fac și live-uri. De ce nu m-ați văzut de mult? Ia uitați-vă și voi ce avion am aici. Bineînțeles, cu steagul României și cu sigla aviatorilor români. De ce mă întreb, George? Ți era dor de mine? Ia uitați frumusețe aici. Acum depinde de netul tău, Jackson. Dacă ai un abonament cu net bun, sau mă rog, giga de ăștia incluși, mai contează? Ia să vedem ce facem noi aici. Să dăm motorul la 100% ca să nu-l supraîncălzim. Și astăzi am un chef așa să fac câteva avioane. Ce mai ziceți, ce mai faceți, cum e la școală? Ieri v-am văzut destul de mulți, ați fost pe War Thunder. Dar n-am avut niciun chef de live-uri sau de squad-uri de astea. Apropo, am ieșit din... Am înțeles, Jackson. Apropo, am ieșit din squadru X Pro X pentru că sunt ceva probleme la conexiunea cu microfonul. De exemplu, astăzi eram în hangar. Mă pregăteam să intru și auzeam pe cei din X Pro X când țineau conversații între ei. Și am avut și eu ceva probleme, mă făcusem un squad cu un prieten și nu... Lazaroiu, Lazaroiu, ce faci, domnul Gărgărele? Și nu-l mai auzeam. Și a trebuit să reinstalez jocul ca să mă pot auzi cu băieții ăștia. Ia să vedem că avem ceva avioane la sol. Tăiem motoarele, să nu intrăm în... cu viteză mare. Lăzăroiu Răducioiu. Hai să mă duc pe ăsta măcar. În spate nu mai am nimic. Hop, 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 hop.
așa repede? Ne-au rupt ăștia. Am și eu un Assassin's Creed descărcat, a fost la un moment dat gratis, dar am avut curiozitatea să-l joc. Poate că mă-i plictisi. M-ați tot întrebat dacă mai fac live. Mă, voi mă încurajați. Mă încurajați să fac live-uri. Am făcut și eu 575 de Silver Lions, dar mai am. Aia nu-mi face, dar și ce se întâmplă, prefer să joc mai repede War Thunder, jocul meu de suflet. Și nu am prea mult timp, știi, să-l încerc și pe ăla. Sau să mă joc War Thunder în ziua respectivă, să mă plictisesc de el. Cred că ar trebui să stau vreo 8 ore. Și după aia să mă apuc și de alt joc. Suntem acum 3. Mamă, îl dau absent pe MLG. E clar. Am reușit să ajung la 54 de abonați și vă mulțumesc. În seara cu jocul acela cadou ajunsese la 56 de abonați, dar se pare că s-au abonat unii dintre ei doar atunci pe moment să câștige acel joc. Ia să vedem, ce zice acolo Bogdanele? Dezvoltă. Uite, Carnagiu zicea ieri că începe școala și că e supărat. Astăzi văd că nu mai e nimic. E mut. Nu mai știu, Kingdom să numea, ceva de genul, dacă ai auzit de el. S-a ocupat MLG-ul să facă rost de joc, de serial number, se implică băiat. Parcă ar fi live-ul lui, știi? Eu îi mulțumesc pentru implicare, dar câteodată mă uimește cât de mult se implică. Te drăguță harta asta. Să-l bag în turație maximă până se încălzește. Așa, ce să vă zic de avionul ăsta? Hai să ne uităm un pic. E de rank 4, battle ranking 5,7, șmecheraș. N-are, nu prinde decât 730 km pe oră și poate ajunge până la 8000 de metri, ceea ce mi se pare super șmecher. Turn time 20,1 secund. Nu e rău. Și am bonusurile astea care mă ajută foarte mult să mai iau și eu Silver Lion. 20 de milimetri cu 12 și am luat și o bombiță. Am luat și o bombiță că nu se știe ce ne pică. Peisajele de fiecare dată sunt superbe. Probabil la calculatoarele super șmechere cu plăcile alea cât jumătate de PlayStation, cu plăcile alea video cât jumătate din PlayStation, probabil se vede și mai frumos. Ce zici tu, cărgăreule, dacă avem drone? E, știi cum e, mâine poimine o să apară și de-alea. Pentru că jocul are potențial să se dezvolte. Și vorba aia, ei acum au băgat 5 sau 6 națiuni, dar pot ajunge cu tancurile și cu avioanele până în zilele noastre, știi? Adică potențialii și-au păstrat. Hai să ne ducem pe tancurile, pe avioanele astea. Și Gărgăreule, ce mai faci, tată? Ți-a plăcut la școală azi? Sau traficul legat de școală.
Păi cine știe ce mai scot ăștia canagiule? N-ai văzut că la un moment dat erau niște tancuri de-astea pe două picioare, pe... Critical hit. Luăm altitudine. Că ne batem singuri după aia. Ia uite-l pe ăsta. Ia, m-am băgat în gura lupului. Ce punctaj am făcut? N-am nicio șansă. Hai să dăm și noi drumul la bomba asta, dacă tot. S-a circulat groaznic astăzi, mai ales cu zăpada asta. Bine că n-a fost mai mare. Păi, trebuie și un pic de concentrare în live-urile astea, că... Să urc așa până la 5.000 de metri și după aia să stau degeaba sau să mă trezesc că n-am făcut nimic într-o misiune și misiunea s-a terminat, iar e dezamăgitor. Mai bine ne băgăm cu capul înainte. Sau în gura lupului, cum se zice. Dar, până la 11, mai avem timp. O jumătate de oră până la Tricodava? Mamă, ferească Dumnezeu! Mai bine l-ai pus jos. Dar lasă că dau ăștia drumul la metrou în drumul taberei să te văd atunci. Sper să nu mai am amețelea de la concentrare. De-aia nici nu mă concentrez foarte bine. Cred că până la 11 stăm. Trebuie să ne culcăm până în 12. E vorba aia. Nu mai suntem în vacanță. Carnagiule, tu nu joci, mă, cu avioane realistic? Auzi, mă, cărgărele, ce joc mai joci tu acum? Un diablo, ce mai joci tu? Ce jucai tu ultima dată? Ia să vedem. A început naibul să-și facă treaba și MLG-ul tot n-apare. Nu se poate așa ceva. Carnagiul îl trecem absent. A, ia uite mă că a venit și MLG-ul. Hai să trăiți MLG-ule. Nu ți-a dat voie la calculator? Ia uite MLG-ule ce avion am aici. Vezi că vorbeam cu Carnagiu, mai aveam un pic și te băgam absent. Ia uitați-vă voi ce avem acum. Poze. Uite, îi facem o poză. Hați. Facem și o poză așa. Fac și o poză așa. Și facem și o poză așa, să vadă frumos așa, uite. Așa facem o poză. Dormeai de rupei. Păi îți dai seama, ești rupt. Ți-ai ieșit din ritm.
Mâine de la 8 jumate. Trebuie să mă trezesc de pe la 5 jumate, că nu mi-am terminat temele. Băi, nu prea am ce să fac aici, ia să vedem. Găsim și noi o țintă. Dar știi ce fac, mă, gărgărele? În drum spre școală, fac dreapta și mă fac că am uitat drumul. Înțelegi? Joc cu ce las, da. Și cheile ți le las. Să-mi faci și mie niște puncte. Zi, mă, gărgărele, ce te mai joci? Nu mai ai curaj să spui. Te joci jocuri de alea de copii, World of Tanks, desene animate, Diablo, cu speluri, cu vrăji. Stai așa că iar m-am luat cu mesajele. Opa, nimic. Nimic pe aici, nimic. Mă, Gregorule, tu ești la școala de fete? Te-ai înscris la școala de fete anul ăsta? Nu te trec absent, MRG-ule. Carnagiule, ieri ce făceai, mă, pe live-ul ăstuia, cum îl cheamă, suedezul lui ăla, uscaf sau ceva de genul. L-ai pus pe ăla să zică în limba română, Carnagii aici, a? Ca să te aud. Dar a zis suedezul până la urmă? Că n-am fost pe fază. Păi știu că era bună la el, dar l-am văzut după aia că l-ai pus să zică, a zis-o, mă, bravo. Dar să știi că e un băiat de nota 10. I-am mai văzut că i-am scris și eu câteva chestii și de fiecare dată răspunde. E drăguț. Nu, chiar în acel moment n-am fost. Am văzut după aceea mesajul. Acum îți dai seama. O vorbi el în engleză, dar mă mai și plictisesc. Că o mai dă și pe suedeză câteodată. Ăsta s-ar putea să nu mă fi văzut. Ia să vedem noi. Ceva în spate? Nu. Așa e, da? O repeți, ai vrea tu? Băi, am ceva în spate? Nu. Nu n-am nimic. Se pare că ăsta nu m-a văzut. Cine-i repetent carnajul? A, e Bogdanelu, da, se lasă repetent Voit. Voit se lasă repetent. Nu trebuia să trag acum, dacă mă întrebați. Că o să-și dea seama. Îi dau gaz, dar nu-l prind, uite-te. Sunt pe trotul maxim. Ia uite, 6 urmăritori. Ia să vedem cine mai are curajul să scrie. Mă țin după el până să plictisește. Până rămâne asta fără benzină. Damplai, salut! Negreșit! Trebuia să fie și Damplai. Mare iubitor de live-uri, War Thunder. Și mai ales în limba română. Mai intră el și pe la american, să mai vinde și pe la americani. Nu, Dane? Da, te iert. Ăsta unde vrea el să se ducă? Hai că-l prindem noi, da. Uite-l că mai și întoarce, că se plictisește. La un moment dat. Da, mă, zice că nu i-a venit.
E norocos, lasă, uite-te și tu la trailere, la tutoriale de-astea cu laptop. Hai că mi-l-a delete ăla. Mai fă și tu treabă, Paulic. Atât l-am urmărit până... Eu de fapt am și bomba asta, de-aia mă trage greu. Și trebuie să mai iau și altitudine. Mă bag, stai așa, joci și tu cu avioane realistic? Stai că vine ăsta. Stai curajos, știi? Băi, de data asta te-am cam păcălit. I-am dat un critical hit, nu i-am dat. Las că sta tot trage pe aici. Nu e, nu e prost. Nu e prost. Poți să tragi, boiuleț. M-a dilit. Trebuie să mai văd să joc, frate, nu știu. Încă nu m-am învățat. Dar ne antrenăm. Te joci Minecraft? Eu nu mă joc mai Minecraft, că e prea bună grafică. N-aș face așa ceva vreodată. Nu m-aș juca jocul ăla, mă enervează, pur și simplu. Păi o să bage că s-a livrat de fapt calculatorul, dar o să vezi că s-a livrat din, o să zică că s-a livrat din greșeală la altă adresă. Nu-mi place grafica, gândește-te că eu, sau uite și gărgărelul știe, aia era grafică de calculatoare, nu știu, până în Pentium 1, până 2089. Se simte, se simte, dar încă nu știu eu să joc. Mai am un pic. Cu Torlec joc foarte bine. Cu Torlec 24, pentru că el mă învață, joacă mai militarește, așa, mai regulamentar. Eu mai mă bag cu capul înainte, mai mă plictisesc. Da, sau o să zică că s-a stricat mașina când venea spre tine. Mașina curierului. Așa este, îți trebuie un PC de 5 ca să joci Minecraft. Nu orice cine joacă Minecraft. Păi știu, dar nu-mi place mie, adică... Hai să fim serioși. MLG-ule, ai dat în jocul până la urmă? Seara trecută sau acum două seri? Dar ce frumos aude turbina la, la ăsta. Ia uzi, liniște.
stai cu turbo, supraalimentat. Păi și eu o să ți-l aduc bucățele și o să zic că ești norocos că ți-l aduci și îți lasă ție plăcerea să-l ansamblezi. Foarte bine. Jackson, mai ești cu noi? Ia auzi, Melegiule, vrea să te anunțe răzăruiul. Să te ajute răzăruiul, pardon. Cine știe, mă, de unde l-o aduci? Dar, sincer, n-aș fi stat atât pentru un PC. Nu mi retrăgeam banii, luam altceva, nu știu. Bună, Marilena. Uite, e și Gărgărelu pe aici cu noi. Domnilor, nu salutați pe Marilena? Ia să vezi ce mă iau eu de voi. Dacă nu salutați pe Marilena într-un minut, nu mai fac live-uri. Mai aveți 40 de secunde. Așa. Doamna Marilena, vezi că e salutată, da? Băi, George, nu știu ce să zic. Ca să faci abonați foarte mult cu live-urile astea, trebuie să te cam ții zilnic de el și n-am să pot să fac chestia asta. Mulțumesc, băieți, că mi-ați ascultat rugămintea. Sunteți niște drăguți. Ia uite, Marilena, ce te salută, băieți. Niște drăguți, de altfel. Bravo, Georgica, bine că stai cu noi pe aici. Da, lasă-mă să termin misiunea asta și jucăm, George. Dar tot cu avion realistic, da? Nu vreau să mai juc altceva. Să termin misiunea și dă-mi un mesaj ca să apară mesajul, să nu mă iau cu vorba. Și o rezolvăm. Depășim astăzi mai mult de 10 urmăritori, ia să vedem. Să vedem ce o să iasă. Gărgărele, poți să te joci. Dar trebuie să vorbească mari cu... Ah, mi l-a omorât pe ăsta. Trebuie să uite, avem 9 urmăritori. Păi ai văzut, Mari, și tu vrei pisic, să stricem mobila. Înseamnă că e o pisic arțăgoas. Băi, deci fiți atenți de când joc. Și n-am făcut un punct. Dar mă duc pe Spitfire-ul ăla, că nu mai am răbdare. Mario, salut, salut, bine ai venit. Nu e, carnagiu-i din Bercind în câte mergi, nu? Dar bine, și sunt pârși acolo, eventual. M-am pus pe mesaj, la apartament, ia uite ce... Marilena, aveți grijă, că Marilena e foarte curioasă. Aveți grijă ce îi spuneți. Vă rog eu frumos, nu mă puneți rău cu ea.
Și tu ai probleme cu livrarea? Eu dă-mă și noi lu ăsta facem și noi un avion. Ia uite cum l-a arătat și pe ăsta. Și nu mă văzuse. Deci nu mă concentrez. Ce mesaj, Mario? Că nu mai știu. Nu mai știu. Ia uite, 12 urmăritori. Iuhu! De necrezut. Dar trebuie să ne bage și ceva mesaj. Ca să nu mă plictisesc, că nu mai am ce să omor pe aici. Uite, acum avem 10 urmăritori. E bun. E clar, în seara asta am depășit cei 10 urmăritori, ca de fiecare dată. Avem vreun avion în spate? Nu. Deci ea nu știu câta oară. Ea nu știu câta oară. Când știu că nu trebuie să intru frontal cu unul la bătaie și mă duc de fiecare dată. Hai pe arcade. Bine, hai pe arcade. Dar nu vrei pe realistic? Și cu ce vrei, George, cu tancuri sau cu avioane? George, care erai tu? Giorginio, parcă, sau ceva de genul, nu? Ăsta erai tu. Mario, care e ID-ul tău? Nu mai știu. Bineînțeles, dar nu mai știu care e ID-ul tău. Hai, jucăm și cu tancuri, cum vreți. Mario, mai spune-mi odată ID-ul tău care era. Mă, ce discutați voi, mă, acolo, de pisici, de pui? Tic-tac, stai așa. Dar mai dă-mi odată, mai caută-mă odată. Că nu te-am în listă. Giorginio, Torlec, Bogdan, Ramona, Black Fury... Tic-tac-ule, mai caută-mă o dată. Tancuri, jucăm tancuri. Uite, la dorința lui... Stai să te caut și pe tine. Tic-tac. Tic-tac. 361. Hai că te-am găsit, te-am adăugat, te bag în squad și jucăm cu tancuri. Accept invite. Păi nu, acceptă-mă tu. Uite pe tic-tac aici. Ești tu din squad tic-tac? Stai să văd că am avut ceva probleme. Mă auzi? Mă auzi, Jorginho? George, mă auzi? Se pare că de la squad-ul la X Pro X. Tic-tac, stai să-l luăm și pe tic-tac. B76LBZ 1977. Ia uite, Marlene, Marlena, ce a intrat în discuții. Stai să vedem o secundă. Hai că a intrat și tic-tac-ul.
Giorginio este cu tancuri, da? Mă aude cineva? Stai să vedem dacă mă aude cineva în squad. Voice chat, yes. Se pare că sunt probleme cu... Mă aude cineva? Mă aude cineva? În joc? Giorginio sau Tic Tac? Am probleme de la X Pro X-ul ăsta. Hai, cu tancuri, da? Ce tancuri luăm? Marian Naxu. Joc și cu abonați. Numai să-mi dați ID-ul. Să vă bag în listă. Marian Naxu, cred că ești nou pe la noi pe aici, nu? Rang 4. Băi, n-am rang 4. Am... A, uite că am. Hai, joc, eu joc cu ruși. Psihix, GFX, hello, salut. MLG-ul e mai aici cu noi? Tiger H1, n-am Tiger H1, trebuie să-l schimb. Hai cu Tiger H1, că îi place lui... Tiger H1. Stai să vedem. Army Tiger H1. Tiger H1, dacă mă întreb pe mine, e slăbuț rău de tot. Nu mai ești? Hai să jucăm. Hai, îi dăm drumul la treabă, da? Eu, stai să dau Tank Arcade. Hai băieți, să-i dăm drumul la treabă. Marian Neacșu, dă-mi ID-ul sau mă găsești B76LBZ 1977. Psihix, where are you from? MLG-ul dă-le acolo să se aboneze la canalul nostru. Cu Tiger 2, bineînțeles, Mariane, că îl facem și cu Tiger 2. Uite, acum am joc cu Tiger 1 ca să îl mulțumim pe domnul Dan Plai. Și după aceea... Hop. Uite, eu am Tiger 1 ca am slăbut și după aceea jucăm. Nu uitați să vă abonați la canalul meu, cei care nu v-ați abonat până acum. După cum vedeți, am reușit să fac într-un un număr destul de bunicel de abonați. Și mă tot roagă băieții ăștia să fac live, acum îi consider prietenii mei. Cine mă? A, ia uite cine era, Giorginio. Tiger, hai și facem o poză. Hai să facem o poză frumoasă așa. Bă, da, ți-ai pus steaua rusească acolo? Pe bune? Ești un rău. Hai, fii atent la joc, lasă-mă pe mine. Cum vedeți, până și pe ăsta am steagul României, da? Un patriot care se respectă, mi se mai zice. Giorginio, după ce ies din live, sau chiar și tic-tac-ul, să facem un squad să vedem dacă merge microfonul. Că de când am ieșit în X Pro X-ul ăla, nu mai merge microfonul. Mă, în cine dați voi acolo? Ia să vedem. Avem ceva noutăți pe aici?
Vreți să vă reparați, dar sunt departe de voi. Dai că le iau eu pe ăsta pe flancuri acum. Sper să nu fac vreo borobață pe aici, uite la aici. Hop, 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 hop. Nu m-a văzut. Cred, așa credeam. I-am mai dat un pic. Ajutați-mă voi că nu pot să dobori un TED. Ia uite. În cine să dau? Spuneți-mi și mie. Gata, sunt delit. Sunt delit. Păi bine, mă bagi în față, mă, Georginiu. Eu sunt vai de mama mea și tu mă bagi în față. Ia ce dă ăsta mine și tu stai în spatele meu. A, mulțumesc. Ce sport faci, Franco? A, tu ești cu tirul, parcă. A, ești cu tirul. Sau nu, nu. Erai cu talerele. Bravo. Și tu reprezinți România. Uite că mi-am amintit. E posibil, dar să vezi ce îi bag pisica în clor. Să nu mai aibă niciun fir de păr. Știi? Așa procedez. Și îi bag clor și pe interior. Și o împăiesc după aia. Și o împăiesc cu gura deschisă și cu ochii beliți. Și cu ochii roșii. Ca să se sperie copilul de aia, să nu-și mai dorească pisici. Și o împăiesc cu coada întinsă, știi? Ca să-i fie frică de ea după aia. Și o să zic că nu mai trebuie animale, nu mai trebuie animale. Fugi, fugi cu ele aici. Las-o, Doamne iartă-mă, nu moare. Să curăță de păr. Îi dau după aia lapte. Băi, îmi plac animalele, acum vorbim serios. Doar că nu în apartament, fraților. Adică trebuie să ne mai gândim că lasă păr. Uite ce prost am ieșit aici, vezi? Iau ce am scăpat. Să mă și concentrez. Dani, ești cu ochii pe mine? Dan Play? Așa. Ciobănești mioritici, corect? Păi, auzi, Maria, mai spune și lui Marie cum e cu căței ăștia de nu lasă păr. Marie, ești atentă? Dă-ne o poză, Carnagiule, să-mi dai o poză pe Discord cu el sau caută-l mari pe net. Să-l vedem și noi cât e de frumos. Auzi, dar știe cineva vreun câine care nu trebuie scos din casă, care nu face caca, nu face pipi? Că mi-au cred că vreo 5. Dar nu prea mă văd. Gărgăreule, ți-a ajuns aminte când îmi imaginam eu că am un câine și că-l scol la 6 dimineața când e vremea aia mai urâtă și mă joc cu piatra? Ce îmi place aici că poți să tragi și prin case. Ăla murim acolo. Fii atent că e unul aici în stânga. Dar mă duc și eu acum. Îl derutez ca și cum aș duce pe aici. Și el e pe undeva pe aici. Pe unde ești? Nu e nici aici. Hai că până la urmă mă păcălește el pe mine. Uite, aici sunt băieții mei. Hai băieții mei. Ia, l-am pe Georginiu aici în dreapta. Uite, vezi că e unul aici, Georginiu, dar n-am eu poziția bună. Critical hit. Hai pe el. Dă-i că oricum e critical hit, e mort. E mort în coteț. Un pic mai sus trebuie să-i dau. Așa, mai sus un pic de-ai.
Bă, ăsta nu moare, bă, nu știe să moară, mă. Aha. Ia-o de aici. Hai, Georginiu, ajută-mă, bravo. Ia uite, mă, iar mă împingi. Stai, mă, lasă-mă, fie-ți milă de mine. E bandit și Georginiu ăsta, se adăpostește după... A, are și tank super șmecher. Da, acum te înțeleg, Georginiu, de ce te bagi în spatele meu. Știu că există o pisică fără păr, dar e urâtă cu draci. Ia uite-l pe ăsta unde e. Virginio, vezi aici? Vezi aici? Ia uite-l. Bă, ăsta? Nu mai scăpăm de el. Hai să vedem ce o să fac. Ce o să faci, mă, bărbate? Enemy kill assist. Bravo, 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 Georginiu. Stai să ne luăm și noi punctele astea. Mai stai un pic. Și ăsta pe coam aici, sper să nu vină. Ne dă cu artilerie. Nu, e cadatul departe. Ia vezi că e un Ferdinand pe acolo. Aha, mi-a dat-o Ferdinand. Bogdanele, salut! Salut! Cred că o să-mi iau, mă, dar... Dacă-mi intră pe cracul pantalonului, mor. Da, Mariane, dar m-ai găsit? Hai că aștept, dar stai că mai avem un tank. Păi se vede că e echipă, normal că ne compensăm unul cu altul, dar nu mai, iar nu mai merge microfonul, că am intrat în squad-ul X Pro X, uite, și eu mă duc acum să-i apăr pe băieți. Nu pot să nu jos fără băieți, n-ai cum. După cum vezi, Dani, și pe ăsta am tricolorul, da? Pe toate am, de fapt, tricolorul. Mariane, Neacșu, să mă cauți. Să-ți dau ad la ID-ul tău, da? Ăla nu fac nimic acolo cu el. Uite-l pe ăsta aici, de-ai departe. Sper să nu mai e nimeni de aici, n-are de unde. Mă gândeam să-mi iau un joystick de ăsta pentru simulator de avioane. Vorbise și cu Torle că ăla, dar... Cred că e interesant când joci în realistic cu avioane. Gata, vin acum, vin acum, tic-tac. Bogdanele, să te culci... A, Bogdanele, mâine cum ești? BSV, salut, salut! MLG-ule, ea vorbește poloneză, tata. Bagă o poloneză de aia data. How are you, Bess? Tak? Polska, tak, tak. Marilena, ia învață și tu poloneză. Deci mă juc acum chiar haotic, da? N-am nimic de pierdut. Da, polonez. Da, intru imediat, Mariane.
Carnagiule BSVR este polonez, am mai vorbit cu el. E abonatul meu. Și mulțumesc. Maria Valesca. A, uite, ceh? Nu știu, uite, ia să vedem. Mamă, mamă nu e... it's mean mother? Bez. Mamă, it's mean mother? Sau how I say mother in your language? Ah, mama is mother. Ah, ok. And and the same in Romanian language. Mama. Bravo, Mergiul, iar mai salvat. Tata is father. It's the same in Romanian. Tata. Ia uite și carnagiu acolo ce mă scoate din rahat. Că eu știu engleză, mă, dar nu vreau să vorbesc cu ei în engleză. Că îi fac de râs. Și nu vreau, știi că după aia îi pierd ca abonați. Ah, ce l-am pierdut pe ăsta. Dar eu dau acum, uite, că nu m-a văzut. Ia uite în ce trag carnajul. Ia să vezi în ce trag. Într-un IS-2, dar a reușit să depostească. Ba, n-a reușit. Ia uite, bandiții, cum vin ei. Ia veniți, mă. Ia, mi se pare mie sau i-am dat-o la... La rezervor i-am dat-o carnajul. L-am liniștit un pic. Și acum un pic sub turel aici. Mai jos un pic. Mai jos un pic. A scăpat. Uite aici eu dau. Asta, uite așa, pentru tine, dedicați. Dedicație, cere o dedicație. N-a, fugit, a fugit banditul. Uite. Aoleu, ia ne-am dat-o, dar... Hai că m-am luat cu treaba și a venit ăsta în față. Ce caternic. Hop, 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 hop. Ce să-i mai fac eu ăsta? Mario, păi atunci bagă engleză când vin băieți. Bagă engleză că... Avem cu ce. Bun, return to hangar. Hai că mai blestema carnagiule. Am... Gata. Da, Mariane, stai să vedem ce invitații avem aici. Mai blestema carnagiului cu ochii pe ăla, să-ți fac ție în ciudă. A venit Ferdinand. Opa, ia uite ce am sărit de 1.000.000. 10.000, bun și ăștia, fie vorba între noi. Ia uite, am făcut 17.000. Mă bag la hangar. Dar n-am nicio invitație. Cum te găsesc, Neacșu? Maria Neacșu. Zic cum te găsesc. Georginiu este, Tic Tac este, Bogdan nu, Torleg nu. Engleza is English, yes. Mergiul, ia mai scrie mă tu cum i-ai scris americanului ăia. Bâr, 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 tank. Uită-te la mesaje. Stai că mă uit, stai așa. Stai așa că mă uit imediat. Mesaj. Squad. Nick Hunter. Salut, salut. Bun. Nick Hunter. Hai să te căutăm. Nick Hunter. O secundă, băie, să luăm și pe... Nick Hunter. Parcă așa era, nu? Hai că te-am găsit. Gata.
Hai, suntem patru? Hai să-l căutăm și pe Nick Hunter. Numai o secundă, băieți. Nick Hunter. Dar nu te văd, mă, dar ai dat ok? Nick Hunter, l-am luat, gata. Hai, intră și Nick Hunter acum. Deci, credeți-mă, acum o lună de zile n-aveam niciun prieten în... Nu e că capă, mă rog. Nu e că. N-aveam niciun prieten. Da, eu vorbesc cu tine, George, dar stai că l-am luat și pe Nick Hunter, dar trebuie să dea el ok. Nu știu de ce nu merge. Nick Hunter, mă ajuți un pic? A, nu ești tu, scuză-mă. A, e cu N-I-C-K, nu? Sorry. N-I-C-K Hunter. Ăsta ești tu? Unknown. Ia să mai vedem de mesaj. Nu e că ca Hunter. Asta ar trebui să fie. Hai să mai citesc. Yes. RR. Păi nu e cu RR? Uite, hai. Eu ți-am dat invitații. Gata, tata. Hai să începem cu tankuri în archei, da? Domnilor. Stai mă să schimb și eu. Haide, pregătiți-vă pentru... O secundă să le repar și eu pe astea repede. Hai că uite, ușor, ușor, așa prindeți curaj și facem cineva, nu-i gata. Tic-tac, nu ești gata. Nick Hunter e gata, Jorginho, nici el nu e gata. No, Varsovia is the capital of Poland. Czech Republic is the capital Praga. Correctly? Ești în luptă. Bun, te scot atunci, răducane. Hai să vedem. Tic-tacule, hai. Revoke invades. Revoke. Hai, gata. Ai răbdare un pic. Trebuie să jucăm și cu băieții, nu putem să-i punem. Nu te-am... Parcă tu ai zis că ești în luptă. Yes, but Praga is also part of Warsaw. Wow. Tell me more, please. Ah, it's like a sector. Ah. Ia să vă băieții mei, unde sunteți? Oh, sorry, scuzați-mă. Scuze. I beg your pardon. Eram în luptă, dar nu murisem. Am înțeles. Îmi cer scuze, George. Următorul. Următorul te-am luat, că nu poți nici să-i ții pe băieții ăștia, știi, toată lumea... N-am ajuns până acolo. Abia sunt la Ferdinand, am luat și Ferdinandul. Uite ăsta îmi place, T34 ăsta, îmi place mult de tot, uite, al băiatului ăsta. Dar e bun la turelă, dar e slab la body, la corp. E slăbuț rău. Dai în el ca în câine. Dar de fapt nu dai în el ca în câine, că i-ai dat odată și e mort. Uite, asta e hartă împuțită. Aici, dacă poți să scap de varianta dama cu camerii de aici, ești un mare șmecher.
Ah, it's the same of capital of Poland. Sorry, sorry. Chilăreală să fie, ia să ne punem noi aici ușurel și să dăm în ăștia. Până mi-o dau el. Așa. Deci, best, I understand correctly. You stay in the neighborhood sector. Warszawa, okay? Bă, avem până aici jos, să vedem unde e băiatul. Mă chilărește și pe mine vreunul? Fii atenți voi ce greșeală fac eu aici, de mă duc ca prostul pe aici. Pă bune, stai să-l iau, uite, îmi scap. Critical hit. Ce să mai dai busulică că... Aoleu, mi-a dat pe el. Ah, Paulica, îți trebuia War Thunder, tat. Ah, ok, I understand. It's a central Poland, ok. BSV, how old are you? Ce faci eu, să trăiești? Am luat un Mustang rang 4. Îți explic eu de el. Stai că o să intru și cu ăla, că băieții ăștia nu prea joacă cu avioanele. The Gaming Android, salut! Tu joci pe China? Dezvoltă, că nu prea înțeleg. Bine ai venit, nu uita să te abonezi la canalul meu. Îl am aici pe moderatorul meu, România MLG. Și câțiva urmăritori înfocați zi de zi sau mă rog la fiecare live. Și încă o dată vă mulțumesc, băieți, că vă pierdeți timpul cu mine. Dar se pare, băi, fiți atenți, deci eu sunt cu antiaeriană și mă duceam să omor tancul, mă, dacă ați pomenit așa ceva. Ia vin la tata aici, mă. L-am luat. L-am luat. Stai că mai am unul aici, un golan. Bă, frate, dați fug ochii de... Te dor izmenele aici. MLG-ul le spune și polonezului cum e să te doară izmenele. The Gaming Android. Și tu joci War Thunder? Mă găsești cu B76 LBZ 1977. Thank you very much. Ia uite, MLG-ule, avem 12 urmăritori. Ia spuneți-mi și mie, MLG-ule, ia spune-mi câți abonați avem. Vorbesc la plural că îl consider pe MLG prietenul meu și colaboratorul meu de bază și nu-l uit și pe Carnaj 222. Hai cum vedea, dar uite că din păcate n-avem timp să ne facem așa de cap. Uite mă că am distrus și eu un avion, ia, am făcut și eu 504. Iosif, ce faci, tata?
55 de abonați. Ia uite cum creștem. Dacă creștem 2 pe zi, în vreo 4-5 ani de zile, iau și eu vreo 10 dolari de la YouTube. Doamna Mari râde, deja își face planul ce facem cu ea 10 dolari. Mergem până în Bercen să-l cunosc eu pe Carnaci. Ia, ce mai avem aici? Stai că m-am luat cu treaba și avionul vin de sus. Mă gândeam la aia 10 dolari. Doamne, doamne. Stai seama ce poți face cu 10 dolari. Ce fac, mă, Iosif, mă? Cum e? Ai ajuns la muncă? Ia, s-aude un avion. S-aude un avion, s-aud mai multe. Le-am ratat și pe astea. Trebuie să mai citesc și mesaje. Păi și cum afiliez cu G2A? Că am auzit și eu de G2A. Dacă fac eu promovări, nu știu, întreabă-l pe MLG. Eu nu mai fac nimic, eu n-am timp nici să joc, adică n-am timp nici să joc. N-am... Aoleu, ce l-am pierdut și pe ăsta. Eu abia... Uite, mă roagă Carnage, mă roagă MLG-ul să e... Să... MLG-ul văd că-i întreabă acolo, explică băiatului despre ce e vorba. Și eu mă concentrez un pic la avioane. Aircraft destroyed. Ah, da, uite, apropo, vedeți că și Iosif Ionuț are canal de YouTube, un mare jucător și un bun profesionist. Credeți-mă ce vă spun, la avioane realistic dă clasă la multă lume. Și nu uitați să intrați și pe canalul lui. Nu strică un abonat în plus și până la urmă nu vă costă nimic. Băi, ce-mi face asta mie? O să tragi, mă. N-ai, mă, treabă cu mine, mă. Vezi-ți, mă, de drumurile tale. We don't have the advantage anymore. I don't speak Italian. I know. Buongiorno. Arrivederci. Grazie. Grazie. Mille. Și cam atât. Ia de aici, mă. M-a omorât antei ăsta, în squadul ăsta șmecher al lui. Dar stai că te aștept cu... Ia uite cu ce te aștept. E, asta e, ce-am zis eu. Nu este o nenorocire dacă se dezabonează cineva, că până la urmă nu facem asta... Să ne facem bani sau ceva de genul ăsta. Facem de plăcere, pur și simplu. Păi da, ideea este că am avut probleme. Am intrat iar, Iosif, în squad-ul ăsta. Nu, cred că este algo al lui Carnage. Stai să mă uit. Da, să știi că ai dreptate. S-ar putea să fie al chinei, nu știu exact. Stai că trage cineva mine și nu știu cine. A, ăsta e. Păi eu ce să fac, mă, dacă toată lumea a murit, iată, m-am trezit și eu acum. Hai, băiți! Ia uite ce frumos mă joacă ăștia. Ia uitați-vă ce poză frumoasă aici.
Ferească Dumnezeu. Iosif, am avut probleme de la X Pro X-ul ăla cu microfonul și acum iar mi-a dat la X Pro X și se pare că iar nu mai merge microfonul. Trebuie să reinstalezi jocul. Dar o rezolv și nu mai intru în X Pro X, știi? Îmi ziceau și ei că au avut ceva probleme. Ia să încercăm un Ferdinand să mă rupă ăștia, dar îi dau de aici. Stai așa să mă duc de aici. Gata, am terminat. De la X Pro X era problema, Iosif. Băieți, ceasul 9:30, 20 de minute. Mai stăm că trebuie să ne mai ducem și la școală. The Gaming Android, nu înțeleg ce vrei să zici cu că tu joci pe China, adică nu știu, dezvoltă un pic. Sau MLG-ul explică-mi tu, că poate n-am înțeles. Ia uite, ți-am făcut 604.000 de silver. Exact, nu o să mai intru pe... Păi stai, dau play, dar stai un pic, că l-am uitat pe Giorginio. Stai așa o secundă. L-am uitat pe Giorginio și e păcat, trebuie să luăm și pe el. Giorginio a ieșit? Nu. Dar cred că e în misiune? Nu, e online. Ia stai să vedem. Azi joacă, exact. Chinese is China. Chinez. Chinez is China. Is China, China. Stai un pic că nu mai știu ce vreau să zic. Da, și eu am înțeles inițial. Deci tu joci cu tancurile pe Germania, dar eu pe China. Cred că confundăm jocul. Cred că tu joci World of Tanks. China nu este... Rusia e. Uite, hai să ne uităm. Nu merge Georginiu. Uite, asta este Rusia, vezi? Și Carnagiu are steagul Rusiei. Păi atacăm toți un punct, dar dacă nu avem microfon e foarte greu. Hai să vedem. Am o invitație. Ce invitație mai am? Ia să vedem. Giorginio. Squad. Atacăm toți. Corect. Gata. Hai. Și dăm... Dăm câte... Atacăm o singură țintă. Nu, este cu Rusia asta. Roșu ce are Carnagiu... Și World of War Thunder nu are China. Statele Unite, Germania, Rusia, Anglia, Italia și... Păi... mergem pe... Ce mergem? 13 urmăritori, Carnagiule. A, și Japonia mai e, așa este. MLG-ule, hai să ne ocupăm și de muzica lui Dan Play. Că uite, e dornic să asculte și el o muzică. Ia uite ce avem aici. Tic-tacule, te dai la mine, mă? Nick Hunter-ul, apropo, câți ani ai? Nu mai știu, frate, deci vă confund. Nu mai știu care. Trebuie să-mi fac o listă. MLG-ule, ne ocupăm de o listă. Să le scriem în dreptul numelui. Să le scriem și nickname-ul. Pentru că-i confund. Nu mai știu care cu care. Deci tic-tacul ai 16 ani. Bravo, mulți înainte, frumoasă vârstă. Ai gagică?
Hai bici, că eu am luat-o pe scurtătură. Oh, oh. Vedeți că e unul aici, unul aici, unul aici. În dreapta. Vedeți că e unul după dunele astea aici. Aici unde trag eu. Păi așa este. Decât să... să ți pui pe ea în cap, mai bine te lipsești. Vorba aia, sunt destule. Uite mă ce-mi face ăsta, mă. Ce-mi face nenorocitul ăsta mic. Dar lasă că de data asta eu fac și... Hai să-l așteptăm. Că nu să aibă... Nu, dar cu spume. Hai băieți, că vin aici. Am plecat. Am plecat că s-a dat cu fum. Hai Mario, dă-i, dă-i, dă-i gaz. Dar vezi în dreapta, vezi în dreapta aici. Uite-l unul aici, uite-l unul aici. Sorry, 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 mă bag și eu în dreapta să-ți apăr flancul ăsta în dreapta. Pe aici nu mai avem nimic. Așteptăm să vină. Ce prost ăla cu Tiger-ul. M-a dilit, m-a dilit ălalalt. Mihaela Mihai. Ia auzi, MLG-ule, trebuie să faci un playlist. Cred că ne înjură toată puștimea asta, Dane. Joc The Gaming Android. Joc și realistic și îmi place acum cu avioane. Cu tancul nu-mi place deloc. MLG-ul, ia vezi cine întreabă Besfa acolo, că nu știu ce vrea să ciocănească el în România. Da, posibil, nu știu ce să zic, anăciule. Hai să-l apăr și eu pe tic-tac, că săracul dă singur el acolo. Răzvan Egoi. Cum se numește tankul ăsta? Ăsta se numește Ferdinand. Ești nou pe la noi pe aici? Dai fi sus al cel amal, frumoasă melodie. Ia uite mă, uite mă pe băieți mă, cum vine mă, mâncarea și gurița lor. Bă, nu vă opriți, mai am nevoie. Sunt în câmp deschis, ceea ce e o prostă alegere. Dar ce să fac? Unde să mă duc? Ăsta m-a dilit. Got it!
Păi, dă-o dracu de treabă. Acum numai voi, nu mai omorâm și noi nimic, ia uite-l și pe ăsta. Încă e aici gurița lui. Opa, hai să fugim că presim niște bombe. Hop. Ia vedeți cu Ferdinandul ăsta pe aici. I-am dat-o ăla exact în țeavă, fraților. Uite aici, 300, dar uite-l și pe ăsta jos aici. Hit, în țeavă i-am dat-o, să fii sănătos și tu. Ajutați-mă cu ăsta aici. Ăsta oricum e mort. Hit. Dați-ne-l, dați-ne-l, nu lăsați. Gata. Vedeți că în stânga aici mai sunt niște băieței. Dar nu ieșiți încă îmi deschis, oricum. Azi că i-am dat eu critical hit. Acum duceți-vă pe el, înaintați un pic să trageți. Hău, hău, am fugit. Băi. Ia uite-le, ia uite-le, fugi, fugi, fugi. Bă, ce noroc am avut, noroc, norocul ăsta mai bătrân, așa. Iar am 55, știu, și îi facem, îi facem. Aolo, stai că e unul aici, stai așa, stai așa. Stai așa. Băi, ajutați-mă aici. Ia uite-l, frate, dă-i... Gata, mulțumim, l-a reparat cineva, l-a dovedit cineva. Hai că te ajut și pe tine acum, Nick Hunter. Tic-tacule, mulțumim, ne-ai ajutat cu ăla. Bravo, ai văzut ce înseamnă să jucăm în echipă? B76LBZ1977. Ia uite, avem LG-ule 14 urmăritori. Ce-i canagiule, gata? B76LBZ1977. Ăla e ID-ul meu. Stai aici, nu mai pleca Nick Hunter, că oricum sunt net superior. Fii atenți că vine unul din spate. Hai că eu mă întorc, tu rămâi pe flancul ăsta aici, Nick Hunter, da? Rămâi pe partea asta, că pe noi... Eu mă întorc, rămâneți voi pe partea asta, când vine unul de aici. Vă păzesc eu spatele, da? Dar nu mai e, cred că a murit. A, ba nu, vine acum, ia asta, stai că-l pândesc eu. Voi stați liniștiți că vă pândesc eu spatele. Voi dați-ne acolo, ca în câine. Gianni 8, încerc, da. Ia de aici, critical hit. N-ai cum să tragi, n-ai cum să tragi, că ai Tiger. Tiger H1 și nu poți să faci nimic. Aulă, ați murit amândoi, mă? Păi și eu ce fac, mă, singurele aici? A? Păi care ne-a fost înțelegerea? Da, mai băgăm o luptă și gata, da? Ia uite de unde vin mie ăștia. Dar lasă că îi pândesc aici. Îi pândesc aici. Sper să n-am nimic pe aici. N-am nimic și sunt și noi după asta. Ia uite-l. Ia uite pe prietenul meu aici. Nu mă lasă, mă, că l-am pe ăla. Ia uite, mă, ce-ați scăpat și ăsta. Ce să fac, mă, mai întâi? Mie 700 puncte nu erau. B76LBZ1977. Încă o luptă, băieți, și
Închidem, da? Și uite să-l căutăm și pe Gianni, numai o secundă. Îl căutăm și pe Gianni, uite, accept. Gărgărelu, o, Gărgărelule, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Te-ai băgat și tu. Uite, mă, melegiule, am reușit să mai corupem un jucător de Diablo și de Warcraft și de Starcraft. Hai că încep să-ți placă. Caută-mă, please, te caut. Te caut imediat, o secundă. Contact. Căutăm aici. Și ai zis așa, Gianni. Gianni 868 15. Mă, încă o dată. Gianni 868 15. 868, scuze. 868 15. 8, hai de cap, 8, 6, 8, 1, 5. Gata, te-am găsit, te-am băgat, te bag în squad, Gărgărelu, te băgăm și pe tine? Gărgărelu, băgăm și pe Gărgărel în squad. Nihantă, tic-tac, Giorginio, Torlec, Gianni, e băgat? Gărgărelu nu merge. Gărgărelu și el e intrat. Haideți, mă, băieți, deci avem așa. Gărgărelu, Nick Hunter, Tic-Tac și eu. Cine mai lipsește? A, doar în weekend. Ok, nicio problemă. Hai, atunci să-i dăm bătaie. Hai să vă vedem. V-aș ruga să dați ok ca să și terminăm în seara asta, că ne mai și culcăm și mâine eu cu Gărgărelul ne ducem la școala de fete. Cine nu e gata, îl iau cu lopata. Tic-tac e gata. Nick Hunter. Gărgărelul, dă-i și tu un ok. Ready, hai. Revoke invades. Bă, melegeule. Și mâine examen la fete, a? Gata, hai să-i dăm bătaie. Aude cineva? Dacă apăs așa, mă aude cineva? Microfoane aveți careva? Vorbiți careva? Mie nu mai merge, din păcate. Ia să băgăm. Băgăm un voice chat. Frumoasă harta asta, îmi place. Ultima misiune. Încă o dată vă mulțumesc că ați stat cu mine și uite, am reușit acum să am 4 în squad. Poate reușim într-o zi să fim 16 sau cât e maxim. Păi să flancăm. Haide de aici, din punctul din stânga sus, nord-vest cum ar veni, să coborâm perpendicular. Uite, să mergem aici. Plecăm de aici și să coborâm aici pe partea asta. Mergem la, da? Attention to the map. A, nu merge, ne-a dat în altă parte. Haideți ne ținem. Și Gărgărelu unde e, mă? Domnul Move Gărg... after me. Tic-tac-ul... Bă, stați un pic, haideți să mergem Roger toți odată. that. Gărgărelu, ești cu noi, tată? Înainte, tovarăși! Nick Hunter, tic-tac, Gărgărelu s-a dat pierdut. Nu știu pe unde e Gărgărelu. A, vine și Gărgărelu în spate. Hai să-l așteptăm și pe Gărgărelu. Gărgărelu, te aștept. A, ia uite-l, mă. A, uite-l cu ce tag vine. Băi,
Te faci de râs, pleacă de aici. Ia uite, el face drifturi cu tancul ăsta. Ce ai, mă, BT5? Băi, gărgărele, trebuie să-ți iei agenda, să te mai învăț un pic. Tu nu poți să vii cu tancul ăsta. Băi, ia uitați-vă, mă, la el, mă, pe cuvânt, mă, te faci de râs, mă, te sinucizi. Hai și tu, hai. Ce caterincă ești, hai, tovarășe, de suferință. Deci ești fenomenal, băi, hai, hai, hai că poți. Hai că poți, respiră, mă, și respiră. Dă-l dracu, dă joc că m-a apucat Caterinca cu tine acum. Aoleu, ce-am mai râs. Ia uite-l, stai mă că eu vreau să fac stânga. Ești fenomenal. Deci nu pot să mă abțin pe cuvântul meu. Ia râde și mari în sufragerie. Deci fiți atenți, am căștile. Am căștile pe urechi și o auci așa. Uite-ți, mă, gărgăre. Bă, știi cum ești pe lângă noi? Ca un pechinez, mă, cuvântul meu. E câturela, exact. Ia uite. Da, mai ești și curajos. Ia uite. Să mai și duci el curajos în față. E rusul cu pieptul înainte. Așteaptă-mă, mă, că ești ca și mort. Bă, mă iertați, poate să aud de cam la sol cu un râdiu așa haotic. Dar nu... Deci nu pot să mă abțin cu... Cum îl vă pun gherilor? Cum aleargă el pe aici? Ia uite-l! Dă-i cu drifturi, nici fost fiți scrie pe tine! Dă-i, rupe-i, rupe-i șenila! Ia, stai așa, eu zic să stai un pic în spatele meu, că te mai omoară și artileria. Ia, ce avem noi aici? Doamne, cât am râs, pă, credeți-mă, am râs cu lacrimi. Doamne, deci și fenomenal, mă, gărgărele, pe cuvântul meu. Hai pe partea asta, măcar să mai fugim de ei, să mai trăiești și tu 5 secunde. Ia, gărgărelul de unit will be repaired. Deci te-ai accidentat. Aoleu, bă, m-ai făcut să râd, bă, Caterinca, mă. Ia uite, ce intra el live. Zic, mă așteptam să joace ăsta, să aibă el tancuri de-astea super șmechere. De unde, mă, vine și el cu trotineta aia? Păi mie, mă, că greu de mă faci. Mă faci de râs, pe cuvântul meu. Tank destroyed. Hai că te-am ajutat eu să mai trăiești un pic. Ia-o de aici, mă, băiete. Ia uite, bă, ce-a ricoșat, bă, băiete, bă, bă, ce-a ricoșat. Hai că vin acum, ia. Ai curaj? Ce l-a ratat, mă, nenorocitul, ce a fugit, mă, nenorocitul ăsta, mă. Gărgăriule, mai ești tată sau te-au omorât ăștia? Doamne, cât am putut să râd, pe cuvântul meu, râs cu lacrimi. Acum vin. Noapte bună, noapte bună. Ia uite, mă, ce-i ratez pe ăștia, pe cuvântul meu. Hai, mă, lasă-mă și tu cu gloanțele astea de carton. Frumoasă faza asta așa de final este. Critical hit. E, asta nu-mi place, ia uite ce am aici.
Băi, mă ajutați mă și pe mine, tic-tac-ule, uite-te aici, am doi golani aici. Ia uite ce vine ăsta, ia să vedem pe unde vine ăsta. Ai grijă, ai grijă aici. E, ne-a distrus ăla cu bomba. Noapte bună de gaming Android. Ia zi, Măriuț. Hai că mai jucăm asta și terminăm, da? Hai să jucăm și cu Ferdinandul. Fiind ultima misiune, vă mulțumesc că ați stat și în seara asta cu mine. S-a făcut ceasul 10. Sper că v-ați făcut toți temele. Să nu ne jure doamna învățătoare sau doamna profesoară că am stat pe live. Ia uite, MLG-ule, și la ora asta avem 12 urmăritori. Mai e sau ai plecat? ...56 de abonați, să dea Dumnezeu sănătate, dar și mâine e o zi grea, așa este... MLG-ule, merge treaba. Joci în deplasare, frumos. Uite aici, în dreapta, vin pretenașii mei, ia să vedem, să dăm și noi în ei un pic. Pe ăsta l-am ratat. Ce mai avem noi pe aici? În dreapta, vin aici toți. Mereu live, salut, salut, ești nou. Bine ai venit. Bine ai venit. Joci or Thunder, mereu live. Ia uite mă ce mi-a făcut și ăsta mă. Ia uite-te mă la ei mă. Ia uite-te Caterinca aici. Ce faci mereu live, de unde ești? Bănuiesc că de în România, dar de ce oraș? Și tu Gărgărele, te așteptăm. Dar numai că trebuie să ții și tu trotinetă mai mare. Mereu la eu, dacă îți place ceea ce fac, nu uita să te abonezi, te rog, și îți mulțumesc pentru asta dacă o faci. Ia să vedem ce avem noi aici. Încă o dată, stau cu mințele aici, că în stânga n-am nimic, sau vine asta? MLG-ule, nu scăpăm de 12 urmăritori în seara asta. Aici vine, mă? Sau aici? Hai să foc, dar o să vină pe partea asta, să vezi tu. Îmi dă cu artileria, nu e prost. Nu e prost deloc. Dar mă duc, oricum avioanele astea n-au ce să-mi facă. Mamă, dar vine o grămadă pe mine, crede-mă. Un pic... Un pic cam greuță misiune. Aaa, ce să-i faci mă l-asta? Ce să-i fac eu mă l-asta? Sunt ca și mort. Poate nu v-ați imaginat. Dar în seara asta terminăm în glorie. Ia uite ce era să-i dau și eu ăla. Te ascult mereu live. Băi, de regulă nu pot să dau, le-am mai promis eu că fac la nu știu ce oră, dar nu prea mă țin de cuvânt. 6-7 seara, începând cu ora 4, așa. Dar oricum, apăsați-vă clopoțelul și vă apare imediat când intru eu live. Ia zi mereu, te ascult sau mă rog, te citesc ca să zic așa. Nu mai stau foarte mult. Mâine mai faci live? Nu știu dacă mai fac, în funcție de cât de obosit vin de la serviciu. Cu Nightboot-ul vorbești cu MLG-ul, moderatorul meu.
Mariane, nu mai fac, mai închidem și noi astea, că trebuie să ne mai ducem și la serviciu și la școală. Eu probabil o să mai fac unul, două cu avioane realistic. Pe la 4, da, încerc să fac pe la 4. Unde lucrez eu? Mario, deocamdată nu le spun, am zis la 100 de abonați, o să spun unde lucrez și ce fac. Încă o dată vă mulțumesc că ați stat cu mine. Cei care nu sunt abonați la mine, vă rog să vă abonați. Cei care v-ați abonat, vă mulțumesc și vouă. Și cel mai sigur, uite, o să pun pe Măriuța să-mi aduc aminte. Sâmbătă la 4 sau 5 după amiaza facem live. MLG-ule, mai dă-le și tu odată cu Discord-ul, să intre pe Discord. Mereu live, de regulă, el m-a învățat cu asta, eu l-am pus moderator și el mi-a spus ce trebuie să fac. La 100 de abonați, spun gărgăreule. Mai avem un pic. Intrați pe link-ul de jos, din chat, și aici avem Discord-ul. Camera noastră România War Thunder este. Și dacă mai aveți întrebări, și MLG-ul și Carnagiu sunt experți. Și eu, cu experiența mea de bătrânel, pa, seară bună băieți, o seară plăcută, vă mulțumesc. Dacă nu mai fac live până sâmbătă, cu siguranță voi face după ora 4. Vă pup, seară bună.